Salut, prietenii mei gurmani. Mâncare de burtă. Nu e tuslama, nici șorbă de burtă. Vă salut, prietenii mei gurmani. Astăzi o să vă prezint o rețetică din burtă. Pentru iubitorii de ciorbă de burtă o să cadă exact ca inelul pe mână. Astăzi vă prezint cea mai bună mâncare din burtă pe care puteți să o mâncați. Bineînțeles, exceptând ciorba de burtă, că ne place la toți și tuslama. Haideți să vedeți cum o pregătesc și urmăriți-mă cu atenție, pentru că până la sfârșit vă dau mici secrete și mici trucuri cum să o pregătiți sau adaptați la gustul vostru. Începe rețetica! Aici avem toate ingredientele. Ingrediente simple, bazice, care se află la mâna oricui. Prima dată, burta. Eu am un kil de burtă. L-am cumpărat, burta în ziua de astăzi vine destul de curată. Eu ce am făcut? Am luat-o, am frecat-o puțin cu sare. Dacă aveți timp, faceți acest lucru, o frecați cu sare. După aia am pus-o în apă rece cu sucul la două lămâi. Am lăsat-o, dacă puteți să o lăsați peste noapte, mai bine. Am lăsat-o câteva ore, că mă grăbesc să termin video. Aici avem piciorușe de miel, în cazul meu. Puteți folosi piciorușe de porc, de vită sau ce doriți voi. Eu am piciorușe de miel. Am o ceapă și 4 căței de usturoi pentru burtă, că o să le punem la fiert. Și pentru sos, vă arăt imediat că o să-i facem un sos, dar să vedeți ce bine, ce ușor o să o pregătim. Avem o ceapă, 2 căței de usturoi, 2 cârnăciori, cârnatul care îl găsiți și care vă place mai mult. Eu am un cârnat foarte bun de casă făcut aici. Aici am luat o bucățică de hamon, sunt aproximativ 90-100 de grame și l-am tăiat în cubulețe, după cum vedeți. Vedeți? În cubulețe mai mici, mai gros sau mai puțin gros. Iar aici avem boia de ardei. Boia de ardei afumată, foarte important, boia afumată. Dulce și picantă. Picantul îl puneți după gustul vostru, puteți să folosiți cârnat picant sau să puneți boia picantă. Dar această mâncare trebuie să aibă un gust ușor de picant. Și acum, fără să oprim, luăm o cratiță. O punem la foc, o să folosesc oala de presiune astăzi. Luăm burtica noastră, o adăugăm aici, toată. Adăugăm și ciolănelele și punem apă rece. O punem la foc și când începe să fiarbă, îi aruncăm prima apă. Gata, a început să fiarbă, ați văzut cum fierbe? O lăsați 2-3 clocote și acum luăm apa și o aruncăm. Pun burta și piciorușele la loc. Adaug apă rece. Și o punem din nou la foc. Ce vreau să vă spun, v-am explicat și la rețeta de ciorbă de burtă, dacă n-ați văzut-o, urmăriți și acea rețetă. Puteți să faceți acest pas de 2-3 ori, dacă considerați că burta nu este de ajuns de curată. Eu am curățat-o, miros, nu mai are, și acum vă arăt ce nu v-am spus. Îi adaug o frunzuliță de dafin. Îi adaug câteva boabe de piper, după cum vedeți. Le adaugăm și piperul. Îi adaug o ceapă. 4 căței de usturoi, să nu uit nimic. Și îi adaug jumătate de linguriță de sare. Perfect, cred că n-am uitat nimic. Îi pun capacul. Ole! Și o lăsăm aici să înceapă să fiarbă. Perfect, eu curăț puțin aici și trec imediat să vă explic. Ce nu m-am spus la început? Aici am un ardei uscat. Cei care trăiți în Spania este pimiento choricero. Îl pun în apă călduță să se hidrateze. Este opțional, cei care nu îl găsiți, nu aveți nicio problemă. Luăm un cuțitaș și cârnăciorul nostru. Îl tăiem așa, în felioare. Mi-au garantat că este un cârnat foarte bun, l-am cumpărat din Galicia, în drumul meu în Santiago. Vedeți, de aceea am și această brățară de la prietenii mei gurmanzi din Palas de Rei. Mulțumesc mult pentru brățărică, o păstrez la mănâncă. Și astăzi, fiind în drum cu prietenul meu din România, cu prietenul meu Ștefan, a gustat această rețetică și a plăcut foarte mult. Și am promis că o să o prezint. Deși aici în Spania, cei care trăiți, știți că în fiecare zona se face diferit. Eu o să o fac în felul meu. Iau usturoiul și îl tăiem tot așa mărunt. O să tăiem și ceapa. Tocăm mărunt, vezi? Gata. A terminat de fiert, o dau jos de la foc, stați numai puțin. Nu o deschidem, cei care folosiți astfel de oale știți, cei care nu aveți astfel de oale sau nu vreți să o folosiți, la modul tradițional, cum ați văzut la rețeta de ciorbă de burtă, Sebi. Până când burta este gata și atunci începem să o tăiem. Și acum trecem mai departe să pregătim sosul. Rămâneți cu mine să vedeți cum îl pregătesc. Am venit cu delatizarea. Consider că a ieșit tot taburul. Vedem încet, încet. Opa. Te speria cameramanul. Ole. Uitați ce. Ce supică frumoasă avem acum. Acum ce am făcut? Aici am luat un castronel. Îmi iau strecurătoarea și strecurăm ciorbica. Strecurăm burta. Cel mai frumos mod de a strecura este invers, așa. Avem pe parte supa noastră pe care o să o folosim și aici avem burta. Cu atenție să nu vă ardeți. Eu o să o scot și o să încep să o tai. Arde, frige și n-are gură să strige. Și piciorușe o să curățăm toată gelatina după ele și toată cărnița. De aceea vă recomand la iubitorii de porc, folosiți piciorușe de porc
și scoateți o mâncărică foarte bună. Deși nu s-a răcit, eu iau burta să vă arăt și o tăiem astfel. O tăiem în liniuțe, așa. Bineînțeles, aici după gustul vostru. Și acum o tăiem în cubulețe, așa, cât la mărimea degetului. Vedeți? Opa. Mai mici sau mai mari? Eu am fiert-o doar 30 de minute și încă mai trebuie puțin fiartă. Dacă vreți să o lăsați fiartă de tot, 40-45 de minute. Dar eu cum o să mai fierb acum cu cârnăciorul și cu celelalte ingrediente să se împrietenească, să cunoască, am lăsat-o doar 30 de minute. Am terminat cu burta și acum scoatem toată carnea după piciorușele noastre. Vedeți? Tot ce puteți, carnea fără os o scoatem. Așa. Încă ceva ce am uitat să vă spun eu, eu am folosit ciorbă burta de vită. Dacă vreți, puteți folosi burtă de oaie, depinde cum vă place mai mult și ce găsiți, bineînțeles. Avem totul tăiat, prima dată dau supica noastră de aici, îi las un polonic, o să avem nevoie de ea imediat. Aici am pus o altă cratiță la foc. Ce fac? Îi adaug puțin ulei. Între timp ce se încălzește uleiul, vreau să vă spun ceva. Cei care îmi spune, Sebi, eu găsesc doar burtă fiartă. Dacă găsiți burtă fiartă, începeți, vă rog, rețeta din acest punct. Doar pregătiți înainte puțină supică cu 2-3 piciorușe de porc, vită sau miel și continuați rețeta din acest punct. Că, propriu zis, acum dăm gust acestei mâncăruri. Fiți atenți, ce ușor. Când uleiul s-a încins, îi adăugăm aici, vedeți, am usturoiul, 2 căței de usturoi și ceapa. Le adaug împreună. Să auzim. Asta sănătos. Așa. Am lăsat ceapa aproximativ un minut și îi adaug hamonul. Și aici, prietenii mei gurmani, amestecăm gusturile între ele și își face un bum. În ce vreau să vă spun pentru cei care trăiți în Spania, să nu mă certați că caius nu se face așa. Normal, în Galicia se fac diferit, în Madrid se fac diferit, în Asturia diferit. Această rețetă este burtă, mâncare de burtă a la Sebi, modificată pe stilul meu. Voi probați-o cu încredere pentru că eu dau garanție mereu pe ceea ce prezint. Am lăsat și hamonul puțin până s-a prăjit aproximativ un minut și adăugăm cârnăciorul. Între timp eu vreau să vă explic cu sarea, prietenii mei gurmanzi, aveți grijă, pentru că punem cărnat sărat și hamonul are sare. Am pus puțină sare la început în supă și acum o să o pregătim de sare, vedeți? Oh, ce gust, ce miros impresionant are acest cârnăcior și pe această cale vreau să vă spun, ingrediente bune, mâncare bună, burtă bună, dacă aveți animal de casă, ceva, cârnat bun de casă și mâncare este bună. Cârnatul a luat culoarea frumos de prăjit, îi adaug și acest picant, este un ardei picant și acest ardei, chorizo, nu este obligatoriu cum am spus, îl adaug mare pentru că, deoarece, o să-l scoatem la sfârșit. L-am lăsat, s-au împrietenit între ele, ia uitați aici, să cunosc, zice, frate cârnat, ce faci? Frate hamon, tu ce faci? Și tu ești aici, da mă, suntem bucuroși. Și acum o să vină și surioara lor burta imediat. Prieteni mei gurmați, vă explic așa, pas cu pas, ca să înțelegem cât mai bine. Îmi aduc supica lângă mine, deoarece acum o să-i adaug boiaua dulce și picantă. Și cum am spus, la foc mare, mai mult de 30 de secunde, ardeți această boia. Îi adaugăm boiaua, îi amestecăm puțin așa, după care îi adaug supă. Deci supa din burtă, așa. Dau focul mai tare. Îi adăugăm burta și carnea după piciorușele de miel, porc sau vită ce ați folosit dumneavoastră la voi acasă. Așa. Eu n-am lăsat burta la foc până este gata de tot, pentru că aici o să mai lăsăm cel puțin jumătate de oră să fiarbă. Dacă vreți, lăsați-o 40 de minute în oala de presiune ca să fie perfect. Dar aici, noi o să lăsăm acum să fiarbă până când începe să îngroace. Și adaug așa, mai mult, vedeți? Nu v-am spus. Acum o reglez puțin din sare, așa, doar puțin. Și la sfârșit avem grijă și o potrivim. Sare, picant, tot. O acopăr. Eu strâng la locul de muncă, voi îmi dați un like, prietenii mei gurmați, dacă sunteți noi pe canalul meu, distribuiți rețeta cu prietenii voștri, abonați-vă la Sebi Acasă și urmăriți-mă în TikTok, Instagram și Facebook la Sebi Acasă. Uitați ce frumos fierbe aici burta mea și să vă mai arăt ceva. Uitați cameramanul, l-am prins în acțiune aici. Cameramanul pregătește mâncărica la copii separat. Prietenii mei gurmați, la noi în bucătărie. Georgiana, salută pe prietenii mei gurmați. Salut, prietenii mei gurmați. Haideți că ați văzut și cameramanul în acțiune. Eu în acest moment, ia uitați, o iau jos de la foc. Vedeți? Am lăsat-o 30-40 de minute. Depinde cât de fiartă este burta din, când o scoateți din oala de presiune. Și acum vă spun un secret. Dacă vreți să surprindeți pe cineva cu această mâncare și vrea să vină azi la voi, spuneți, nu veni azi, vino mâine. Pentru că această mâncare mâine este mai bună. Bun, o lăsăm să răcească și trecem la momentul cel mai așteptat, prietenii mei gurmanți. Vă spun, probați cu încredere această rețetică
Și bineînțeles, puteți să o adaptați la gustul vostru cum vreți, puteți să-i puneți fasolică, puteți să-i puneți năut. Eu o să vă prezint și alte rețete, dar de moment probăm această rețetică, că este excelentă. Haideți să vedem. Deja îmi plouă în gură, n-am lăsat-o nici să răcească. Această mâncărică, de-aia vă spun, a doua zi este mai bună, ea se încheagă, se face gelatinoasă. Acum este foarte fierbinte și vedeți cum crnat. Dacă vă leg la ochi și vă dau să gustați, nici nu știți ce mâncați. Puțin cârnăcior, gustul de picant, cum v-am spus, pentru gustul vostru. Sarea reglată pentru voi. Prietenii mei gurmanzi, aveți o mâncare excelentă aici. Vă rog să o provați cu toată încrederea. Și nu uitați oriunde v-ați afla. Sunteți iubiți. Ne vedem într-un nou video. I love you, my friends, gurmanzi. Haide, vă pup. Ciao. La masă. Păcai că se filmează. Excelentă.